Cei trei frați. La poalele unui munte trăia odată bătrânul Tunet. Acesta avea doi fii și o fiică, soarele, focul și luna. Într-o zi, tatăl se gândi să-și testeze copiii, să vadă care dintre ei ține cel mai mult la dânsul și care nu. Își schimbă înfățișarea și le-a apărut din senin sub forma unei rândunici, care început să strige cât putea: "Săriți de grabă, tatăl vostru are nevoie de ajutor!" Auzind acestea, soarele o luă la goană, fără să mai stea pe gânduri. Fratele cel mijlociu, focul, îl urmă și el îndeaproape. Mezina, luna, văzându-i, nu se grăbi de fel, căci își spuse că sunt de ajuns cei doi. Între timp, fiul cel mare ajunse. "O, soare, ești cel dintâi care mi-a sărit în ajutor. Îți vei petrece întreaga zi sus, pe boltă. Vei străluci puternic și întreaga omenire te va cinsti și se va bucura de frumusețea și căldura razelor tale." Când ajunse și fiul cel mijlociu, îi spuse: "Ție, dragul meu, îți voi da aceeași putere. Tu îi vei încălzi pe toți cei cărora le va fi frig, dar aici, pe pământ, și nu în înaltul cerului." Tunetul nu și-a ascunse supărarea când ajunse acasă fiica cea mică, Lună. "Ești singura mea fiică și credeam că tu vei fi prima care îmi va sări în ajutor. Te voi răsplăti după cum meriți. Tu nu vei străluci decât noaptea și nu vei oferi niciun fel de căldură precum vor oferi frații tăi, soarele și focul."